Un cunoscut astrolog a dezvăluit data la care ar putea izbucni cel de-al treilea război mondial. Cunoscut ca și noul Nostradamus, bărbatul s-a folosit de diagrama Vedic, versiunea hindusă a astrologiei. Conform spuselor sale, se pare că suntem din ce în ce mai aproape de debutul unui nou conflict. Bărbatul susține că au fost corecte previziunile sale cu privire la escaladarea tensiunilor între mai multe țări, inclusiv între Hamas și Israel, Rusia și NATO și China și Taiwan. Unii ar putea fi de părere că aceste previziuni au fost destul de evidente. Cu toate acestea, astrologul mărturisește că le-a făcut folosindu-se de diagrama de astrologie Vedic, aceasta are la bază cultura hindusă și are legătură cu alinierea planetară și stelară. Kushal Kumar spune că a folosit această metodă pentru a prezice data exactă la care ar putea să înceapă al treilea război mondial. Conform previziunilor, anul curent este unul îngrijorător, ținând cont de condițiile de conflict în mai multe locuri în lume. După cum susține Kumal, ziua de marți 18 iunie 2024 are cel mai puternic stimul planetar după izbucnirea celui de-al treilea război mondial. Totuși, zilele de 10 și 29 iunie ar putea avea și ele un cuvânt de spus în acest sens, mai spune astrologul. Afirmațiile vin la doar câteva zile după ce oficialii din Marea Britanie au lansat un site web pentru a instrui populația cu privire la aprovizionare în timpul izbucnirii unui război. Dacă e să ținem cont de previziunile astrologului, un conflict la scară largă ar putea începe destul de curând.